Bine v-am găsit la un episod din GTA Vice City. Astăzi vom face puțin haos prin aeroport pentru că nu am mai făcut din primul episod. Ok, să începem. Deja avem un domn polițist aici și câțiva oameni. L-am omorât pe domn polițist. Ai 3 stele. A, am uitat să vă zic, e și vărul meu, Cristi. Și v-aș recomanda canalul lui. A început să filmeze de astăzi. Are deja un videoclip. Sper să vă placă. Opa, cucanu, vrei pe tăi? Da, am moartă cu drujba. Îmi place mult pușca asta, chiar dacă nu este atât de mare, este chiar bună. Avem aici și o pușcă de militar. Dar cea mai bună pușcă, clar, este minigunul. Este și luneta bună, dar minigunul e mai puternic. Uitați cum trage, frate. Nu-mi place că trage atât de repede, dar el este bun. Bă, cum să nu mor dintr-un glonț în cap? Stați că n-am băgat codul de viteză. Bă, asta fuge. Tu fugi de mine, mă? Ah, și aici. Avem un sac cu bani. Avem și în partea cealaltă. Ne ducem. Aici am găsit un domn polițist. Căzi doi. Sunt sigur. Dar îmi place să fac haos, este distractiv. Mai ales trag cu minigunul. Vom face o filmare bună. Și dacă să vă placă, să nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canal. Ăla fuge sau vrea să mă bată? Nu fuge. Bun, aici se poate? Da. A. Este slabă pușca asta, nu-mi place. Da. Și pot să trag numai cu asta. Și este și foarte lentă. Da, deci trebuie să inimerez dintr-un glonț, că altfel numai codul de viață trebuie să-mi pun. Dar nu mai găsesc pe nimeni. Ok, mai pune un cod. Uitați. Am doi dintr-o lovitură. Acum mai am câteva secunde. Altă gașcă de băieți. Bunii, abia aștept. Ok. Bună ziua, domn minigun. Au fost 4, ai, cu minigunul. Nu te pui, frate, poate să fie și o mie, că minigunul rezolvă tot. Uite cum trage. Adică trage vreo 1000 de glanțe într-un minut. Acolo putea să-mi trag în cap. O să dau și cu bombe.
murit. Am murit. Bun, ne sună cineva. Ne sună Leo. Ah, ne sună Leo Messi. No? Și nu-i nimeni. Dar tu de ce ne fugi? Fug la mașina asta. Crezi că asta poate să fie și închisă. Știu, știu. Da, e. Ia dă-i un pumn. Degeaba. E tragic cu un glonț în parbriz. Să vedem. E ca cu un glonț de minigun. Le respinge. Da, minigun-ul, frate. Vezi că e o steluță. Da, știu. Bă, ești nebun! Bă, domn polițist. S-a blocat. S-a blocat. Deci asta e rău. Și ne... Mă scuzați, dar cam acesta a fost episodul. La revedere!